Despre cât de rău merg lucrurile în sistemul de sănătate s-a discutat și în plenul Consiliului Județean la diverse. Alexandru Chiș, unul dintre consilieri județeni, și-a exprimat nemulțumirea și a criticat calitatea serviciilor prestate de unii medici, dar și deciziile luate la București în domeniul sănătății de, citez, niște incapabili și impostori pe funcțiile de conducere. Alexandru Chiș suferă de poliartrită reumatoidă și de 15 ani se tratează cu un anumit medicament pe care nu l-a mai primit pe motiv că trebuie să se trateze cu un înlocuitor al acestuia. De 15 ani folosesc un tratament special, cu umira se numește, injecție una la două săptămâni. Pentru că ajunsesem acum 15 ani, de mi s-au îndoit toate degetele, de la degete, de la mâini, de la picioare, din cauza poliartritei reumatoide, care normal ar trebui să am pensie. Nu mi-am făcut acte, că Doamne Dumnezeu, m-am dezlucat și am salarii și îți trebuie pensie. Acum să-mi spună medicul, ca să fiți foarte bine atenți. Domnul Chiș, nu vă mai pot da umira. Dar de ce nu pot să-mi dai umira? Păi zice, am venit dispoziție să vă dau un locuitor. Băi, dacă ți-aș da eu ție altceva să mănânci în loc de pâine, să rozi o piatră, cum ar fi? S-ar trece boala. Ca să vedeți dumneavoastră ce am mare. Și el a spus, băi, arată-mă în scris. Nu poate să-mi arate. Dar de ce nu poți? Pentru că s-a găsit unul de care vorbeam adinea ori de la Direcția Sanitară Județeană sau din Minister să dea o ordonanță pe se state? Păi câți vor fi de ăștia ca mine în țara românească?